Bună, draga mea, sunt Luna Ala. Săptămâna aceasta nu ar trebui să te aștepți la daruri foarte mari de la soartă. Puținul pe care îl poți atinge la locul de muncă și în afacerile personale va fi numai meritul tău personal. Cu toate acestea, înainte ca victoria să fie în mâinile tale, trebuie să muncești din greu. Mai mult, nu numai alinierea planetară va fi împotriva ta, ci și a oamenilor de la care ai sperat că vei primi sprijin. Va fi corect dacă amâni pe mai târziu cele mai importante probleme și proiecte, concentrându-ți principalul interes asupra lucrurilor banale pe care le cunoști deja, vei asigura integritatea sistemului nervos. În această săptămână, rezultate foarte bune vor fi oferite de cursuri de autoeducație și de perfecționare. Luni, influența complexă a planetelor poate provoca o criză financiară. În caz de forță majoră, pot fi necesare cheltuieli neașteptate. Astrele avertizează. Fii pregătită să acumulezi rapid fonduri și să remediezi situația de criză. Este posibil ca tu însă să nu poți face față și ai nevoie de ajutorul partenerilor, prietenilor. Joi, luna și Jupiter activează vibrațiile cosmice înaltă. Elimină cuvântul lene din viața ta de zi cu zi, diligența și intenția vor fi necesare poate începe o perioadă de muncă spirituală serioasă menită să cureți energiile negative și pentru armonizarea energiilor distorsionate. Vineri, luna va intra în mănăstirea sa în semnul racului. Poți remedia, armoniza relațiile rupte. Un moment bun pentru a restaura ordinea de primăvară în casă, reparații minore, decorațiuni. În weekend, mergi în vizită. Pentru cele care doresc să se familiarizeze cu o anumită persoană, planetele le sfătuiesc să facă primul pas. Totuși, în fiecare minut liber să ai grijă de sănătatea ta. Iar acum hai să vedem la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. Berbec, dacă faci parte din cele pasive, nu poți conta pe un succes serios, spre deosebire de cele intenționate și harnice. Nu asculta sfaturi din partea altora. Tu știi de ce ai nevoie mai întâi. Vocea interioară și experiența te vor ajuta la evitarea greșelilor. În jurul tău se pot petrece multe evenimente luminoase. La locul de muncă te poți aștepta la o remunere. Decentă. Poți fi surprinsă de generozitatea conducerii tale și poți decide că vei continua să îți îndeplinești toate solicitările la fel de diligent. În viața personală, principalul motiv pentru încântarea nedesimulată va fi reconcilierea cu vechiul tău, prieten sau iubit. După ce ai rezolvat în cele din urmă acest conflict, vei simți ușurarea morală și te vei întoarce la îndatoririle tale zilnice și la discutarea problemelor de familie importante în pace. Luni poți combina motivația cu determinarea și va fi deosebit de eficient. Poți finaliza repede lucruri mai vechi care ți-au fost amintite recent. Marți, luna în fecioară, este potrivită pentru munca zilnică de rutină miercuri, Pluto te va ajuta în acțiuni decisive și active. El îți va da un sentiment de încredere și curaj care prevalează în activitatea ta. Joi cu lună plină este cea mai importantă zi a săptămânii deoarece poate agrava relațiile tale cu alții. Nu va mai fi posibilă eliminarea problemelor existente. Acolo unde totul este bine, relația se va mișca înainte și va deveni și mai bună. Vineri va trece neobservată. În weekend se pare că astrele îți vor oferi de rezolvat ceva misterios. Astrele situate în sectorul 11 pe astrograma natală spun că cheia pentru această lucrare trebuie căutată în trecut. Compară evenimentele trecute, învață lecțiile necesare. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Taur! Afacerile de familie îți vor absorbi tot timpul liber, dar vei avea suficientă forță pentru a îndeplini toate sau aproape toate planurile tale. Întrebarea pe care a ridicat-o cu ceva timp în urmă pentru a o discuta în Consiliul de Familie va fi rezolvată în favoarea ta? Singurul lucru care te face să fii panicată este propria ta sănătate. Te va ajuta prea mult, altfel vei fi forțată să vizitezi spitalul. Această săptămână îți va aduce satisfacție completă cu tine însă și multele tale merite. La locul de muncă te poți manifesta ca un adevărat expert în afacerea ta, care va fi susținută de o mare recunoștință premium și verbală din partea conducerii. Luni ar trebui să asculți cu atenție chiar dacă ceea ce spun alții pare la prima vedere ciudat. Nu este nevoie să te plângi de întârzierea și anularea întâlnirilor, ineficiența transportului, în cele din urmă vei vedea că îți vor aduce beneficii. Miercuri poți beneficia de multe puteri pentru a face față celor mai dificile lucruri. Excesul de energie poate fi lăsat în sala de fitness. Luna plină de joi te va face să acorzi atenție sănătății tale și să te întrebi dacă nu cumva ai prea multe responsabilități. În weekend prietenii se vor comporta evaziv și vor ascunde ceva. Nu este nevoie să filtrezi apa curată, totul va fi clar în timp util. Relațiile dificile și complicate cu prietenii pot începe să se formeze, pot apărea noi prietenii de neînțeles. Marți și vineri pot fi zile neutre pentru odihne și familie, după cum susțin planetele de sectorul 4 al astrogramei tale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Gemeni, cu cât mai silențios acționezi, cu atât mai mult succes. Acest principiu este recomandat de stele în rezolvarea problemelor de serviciu, mai ales dacă nu ești încrezătoare în competența ta. Folosește cu atenție obiectele tăioase, ai grijă cu recipientele fierbinți, cu fierul de călcat, cu aragazul. În această săptămână poți fi prea spontană pentru a-ți schimba orientarea în viața poți încerca să îți reconsideri rolul profesional și chiar să începi să îți cauți o afacere nouă. Cu toate acestea, în curând vei înțelege că astfel de schimbări majore ar trebui să le efectuezi după o pregătire amănunțită. Pe frontul personal poți experimenta o vanitate nerezonabilă, care va afecta grav nervii gospodăriei. În timp ce provoci o încurcătură infantilă, situația din interiorul familiei tale se va asemăna cu un vulcan adormit, gata să explodeze în orice moment. Nu ar trebui să-ți stabilești obiective mari. Este mai bine să faci ceva simplu și să ai mai puțină inițiativă. Dacă trebuie să faci un lucru important, nu va fi lipsit de inimă să îți amintești o experiență trecută. Faptul este că, datorită lui Mercur retrograd, stilul obișnuit de comportament nu va fi eficient acum, iar toată săptămâna este util să acționezi într-o manieră neobișnuită și extravagantă, dar nu să experimentezi, ci bazându-te pe experiența vieții. Luna plină de joi îți va atrage atenția asupra tale încrederi de sine, asupra modului în care îți petreci timpul liber, asupra vieții personale și educării copiilor. Poate că există dezamăgire în hobby-ul ales, îndoiel în solvabilitatea creativă. Stelele avertizează să nu-ți forțezi umerii. Sub influența retrogradului Mercur te poți supraestima. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. RAC. Învață să te încrezi și să asculți propria voce interioară. Planifică pașii în avans. Secvența ordonată în acțiuni te va ajuta să obții rapid ceea ce dorești. În această săptămână poți rezolva o serie de probleme economice importante. Poate că va trebui să stabilești cum va fi bugetul familiei pentru viitorul apropiat. Poți înțelege că multe cheltuieli neobligatorii ar trebui să fie excluse și numai atunci poți reuși să depășești criza care a început în trecutul recent. La serviciu pentru următoarele șapte zile nu vei avea măcar o singură cauză de alarmă, observând cu plăcere că șefii devin mai loiali față de tine. Evenimentele principale din prima jumătate a săptămânii vor avea loc în viața ta interioară. Îți poți regândi în mod creativ propriile experiențe de viață și ale altor persoane, poți reflecta asupra întrebărilor despre lume și poți căuta răspunsuri în literatura filosofică și religioasă. Luna plină de joi sugerează o zi de tranziție. Îți va atrage atenția asupra problemelor interne și familiale, va încălzi relațiile cu cei dragi sau va pune pe prim plan problema locuinței. După aceea, în a doua jumătate a săptămânii, poți fi ocupată mai ales cu viața ta de afaceri în mod evident, astfel încât să nu fie deranjată de treburile casnice poți obține banii lipse și influența pentru a rezolva problema ta internă în gospodărie. În weekend poți fi distrasă de o confuzie care provine din afară, din altă țară, de la rude depărtate, de la o persoană dintr-un alt cerc social, după cum sugerează astrele din sectorul 11 al astrogramei tale natale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Leu, farmecul tău te va ajuta să câștigi simpatia altora. La lucru, într-un cerc prietenos și familial, comunicarea cu tine va aduce bucurie oamenilor. Ai posibilitatea să rezolvi problemele legate de documente și bani. În această săptămână crește riscul de rănire și vânătăi. Ai grijă atunci când decizi să realizezi un proiect neobișnuit folosind aparate electrice complexe. În plus, în zilele următoare este indicat să refuzi să călătorești pe distanțe mari. Verifică cu atenție mașina pentru probleme ce pot apărea la drum. În general, săptămâna aceasta va trece destul de ușor. Poți observa din ce în ce mai mult că viața personală se stabilizează. Luni, luna în creștere va avea un efect bun asupra sănătății și stării tale de spirit. Poți fi mai strălucitoare și convingătoare, deși foarte egoistă. Dacă luni poți cheltui timp pe plăcerile tale, atunci marți și miercuri ar trebui să te ocupi mai bine de chestiuni financiare. Acolo trebuie să fii atentă și morală pentru a înțelege confuzia. Joi, relațiile cu cineva din cercul interior vor crește în intensitate. Este posibilă o călătorie spontană sau o vizită. Începând de vineri, va fi nevoie de atenție pentru că este un legat de ceva departe, o călătorie în străinătate, evenimente în viața oamenilor care trăiesc departe, relații cu rude îndepărtate. În un weekend ai nevoie de o pauză de la problemele financiare nici măcar nu te ocupa de treburile tale și chiar mai mult nu interfera cu problemele financiare ale altor persoane. Duminică, noi cunoștințe nu sunt excluse pentru tine, iar printre acești oameni pot fi câțiva străini. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Fecioara, luni și marți pune locuința în ordine. Aruncă tot ce este inutil. Acest lucru îți va permite să scapi de legăturile energetice nedorite. Poți începe o dietă, aceasta va fi eficientă. Săptămâna va fi foarte dinamică și imprevizibilă pentru tine. Tot ce ce intenționezi să aduci la viață, la locul de muncă și în afacerile personale va fi supus unei revizuiri radicale. În plus, vinovatul acestor schimbări neașteptate va fi o coincidență fericită. Vei fi foarte surprinsă de faptul că vei reuși fără dificultate în serviciu. Te așteaptă mai puțin succes pe frontul iubirii. Tot ce se întâmplă îți va aminti de un frumos basm. Totuși, această magie inexplicabilă te va face să fii în alertă. Toată săptămâna cei din jur îți vor umple capul. În orice caz, vei avea această impresie. Nu te vei înțelege complet cu interlocutorii tăi. Negocieri importante de afaceri sau discuții despre o problemă personală acută a relațiilor nu vor duce la nimic bun. Pot să apară noi afaceri și conexiuni personale, dar nu merite să te deschizi imediat acestor oameni. Cel mai probabil nu vor rămâne în viața ta pentru mult timp. Poate că ar trebui să nu mai fii distrasă de relațiile cu ceilalți și să faci ceva în care să te poți baza doar pe tine însăți. Apoi, săptămâna va fi productivă, mai ales dacă vorbim despre o afacere nefinalizată joi luna plină va aduce în prim plan subiectul banilor. Astrele te sfătuiesc să nu iei decizii financiare greșite. Mai aproape de weekend pot exista conflicte în familie legate de bani, după cum sugerează stelele situate în casa a doua pe astrograma ta natală. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Balanța încearcă să-ți dedici întreaga săptămână să te odihnești. Nu face decât ceea ce este posibil de amânat. Nu te implica în aventuri și evită orice risc. Fii amabilă cu alții, ajută pe cei care au nevoie de participarea ta, dar nu exagera. În viața ta în această săptămână pot exista schimbări pozitive. Prima dintre acestea poate fi legată de relația ta cu colegii. Vei putea organiza un dialog cu colegii în cursul căruia vei ajunge la concluzia că trebuie să te alături forțelor lor în scopul succesului în carieră. Cu mai puțină perseverență vei începe să faci curățenie în afacerile personale și vei putea rezolva dezacordurile cu partenerul tău de căsătorie. Dacă ești singură, o întâlnire romantică se poate întâmpla în viața ta în următoarele șapte zile. Aceasta îți va transforma modul obișnuit de viață și te va face mult mai fericită. Astrele avertizează că săptămâna va fi ușoară pentru tine cu excepția cazului în care tu însă îți creezi dificultăți suplimentare. În prima jumătate a săptămânii vor fi multe îngrijorări zilnice mici. Dacă într-un anumit moment pare să nu ai timp, atunci poți conta miercuri pe relația plăcută dintre Marte și Pluto, care îți va adăuga forță pentru ca tu să poți face mai multe lucruri. Luna plină de joi va fi punctul de plecare pentru tine atunci când vrei să începi să ai grijă de tine însăți și de interesele tale. Vineri vei face exact asta. În loc de problemele planificate, vei merge la un salon de înfrumusețare, vei merge la cumpărături sau vei petrece ziua la un cinematograf, la o expoziție. În weekend ar trebui să te odihnești mai mult. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Scorpion, ai încredere în sentimentul tău de afaceri, nu vei ieșua. Prin implementarea proiectelor actuale poți atinge un nou nivel de viață. Este posibil ca cineva dintre cei dragi cu vârstă înaintată să încerce să îți înlăcrimeze ochii. Nu avea încredere în zvonuri, după ce vei fi aflat cine le distribuie, vorbește personal cu această persoană. Trebuie să te avertizez că în această săptămână nu vei putea controla impulsurile tale interioare. Poți dori într-adevăr o persoană și vei declara imediat simpatia ta. Cu toate acestea, nu vei fi capabilă să te apropii imediat de noul tău iubit, deoarece mentalitatea lui și a ta vor avea o serie de diferențe serioase. Este posibil să refuzi în mod voluntar să călătorești într-un alt oraș sau într-o altă țară, doar pentru a nu fi separată mult timp de noua ta pasiune. Îți plac provocările și luptele? Poți fi sigură că vei avea destule și cu o șansă bună de a câștiga. Lunții se poate aminti ceva de trecut și din acest motiv poți escalada conflictul sau vei muta comunicarea în direcția corectă. Miercuri ar trebui să iei inițiativa în materie de cooperare și parteneriat. Poți participa la negocieri complexe, vei putea să convingi sau să împingi pe oricine. Luna plină de joi te va afecta cu un mister, ceva ce nu ai vrea să aibă publicitate și poți avea nevoie de ingeniozitate pentru a transforma totul în favoarea ta. După aceea, vineri poți avea nevoie de odihnă. Este mai bine să abandonezi restul treburilor, să preferi singurătatea și tăcerea. În timpul weekendului, luna în semnul tău zodiacal îți va spori calitățile mentale și îți va ridica spiritul. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Săjutător Evite spațiile aglomerate și comunicarea excesivă. Acum este mai important pentru tine să te înțelegi pe tine și motivele tale. Nu intra în conflict cu copiii și membrii mai vârstnici ai familiei. Certurile și jurămintele nu sunt cele mai bune distracții. În plus, consecințele lor pot curge ca un râu. Altfel, din această săptămână vei fi capabilă să aduci un confort unic spațiului personal de viață destul de neașteptat pentru tine, poți obține la un preț accesibil un nou mobilier, un material de decorare sau alte obiecte destinate decorării. Această achiziție îți va oferi o idee că este timpul să începi niște reparații. Aceste reparații pot deveni principala ta sarcină pentru zilele următoare, după ce ai fost presată de visele de creștere a carierei. Adevărat, la locul de muncă vei continua să oferi tuturor ce ai mai bun, adăugând sârguință și perseverență. Luni, trigonul dintre Lune și Jupiter îți va aduce o bună dispoziție și noroc în lucrări și lucruri mici. Marți și miercuri, luna în creștere îți va oferi condițiile necesare pentru a face față în mod eficient lucrurilor de rutină de la locul de muncă. Vei avea timp să remodelezi o mulțime de evenimente. Luna plină de joi va exacerba relațiile tale cu prietenii. S-ar putea să existe fricțiune cu grupul de interese într-un cerc de prieteni într-o comunicare virtuală. Dacă recent te-ai angajat în pregătirea unui seminar, o excursie colectivă, o altă activitate de grup, ziua de joi este cel mai bun moment pentru a organiza acest eveniment. Vineri și la sfârșit de săptămână vor exista condiții astrologice bune pentru relaxare și distracție. Adevărat, în weekend poți fi distrasă de treburile casnice. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Capricorn Încearcă să nu pierzi norocul, cântărește cu seriozitate toate șansele pe care ți le dă soartă și alege pe cele mai promițătoare după părerea ta. Stelele promit creșterea în carieră, precum și creșterea bunăstării materiale. Indiferent de modul în care se dezvoltă situația, nu jigni. Vei putea să profiți de câteva informații importante. Poți afla că compania în care lucrezi se va închide în curând, poți dori să te asiguri împotriva lipsei forțate de bani, poți începe să cauți un nou post vacant în profesia principală. În timp ce aceste activități vor fi de cercetare, nu vei lua măsuri active pentru angajare. În timpul liber, poți fi angajată în grija pentru aspectul tău, Crezând destul de rezonabil că un aspect respectabil va fi un alt atu în încercarea ta de a găsi o nouă poziție. Ai toate șansele de succes. În această săptămână, stelele te favorizează clar. Chiar și Mercurul retrograd își va face răul în beneficiul tău. În timp ce alții vor călca în problemele create de Mercur, tu poți merge constant către scopul tău. Ziua cea mai reușită pentru tine este miercuri. Acțiunile tale vor fi cele mai eficiente, în timp ce tu însă -ți ești înțeleaptă și energică. Nu numai că vei acționa cu succes, ci vei inspira și pe alții. Pe lună plină, joi, o problemă de afaceri poate ajunge la apogeul său. Acesta va fi un punct cheie în cazul în care te-ai angajat recent. Dar relațiile cu șefii se pot înrăutăți, iar cele cărora nu le place munca lor pot decide să renunțe. În weekend poți fi surprinsă de o întâlnire ciudată sau de neînțeles. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Vărsător Ursitoarele tale știu că îți place să cheltui, dar va trebui să lucrezi mai mult. Partea leului în această săptămână va fi luată de aspectele tehnice și juridice, precum și aspectele legate de contabilitate și afaceri. În această săptămână poți să primești venituri financiare dintr-o sursă neplanificată. Poți deveni un pic mai bogată prin voința unui eveniment fericit. Există o mare probabilitate că vei câștiga la loterie sau vei rupe o sumă mare prin forțarea unui partener. În curând va trebui să rezolv o nouă întrebare. Cum să gestionez banii? Poți face un cadou pentru cei dragi, iar suma rămasă să o fi pus deoparte pentru o urgență. Acest eveniment se va întâmpla foarte curând, pentru că rudele vor năvăli peste tine, organizând un banchet pentru care trebuie să fii pregătită. Săptămâna fiindu-ți patronată de Venus, vei fi obligată să pacifici unele conflicte și îți va oferi oportunități de odihnă și bucurie. În sfârșit, vei putea observa nuanțe plăcute în tot. Poți fi sensibilă la complimente, dar va trebui să te simți frumoasă și iubită. De asemenea, va fi important să te exprimi în comunicare cu oameni drăguți și plăcuți, să faci o impresie bună. Un rezultat bun privind grija asupra aspectului, o vizită la un cosmetolog, coafor, stilist dar toate acestea cu excepția două zile, miercuri și joi. Miercuri te poți simți foarte obosită. Astrele te încurajează să investești mai puțin efort în ceea ce faci, fie că este divertisment, flirtezi sau lucrezi. Luna plină de joi va agrava relațiile cu oamenii care locuiesc departe sau cu rudele soțului. De vineri până duminică nu da sau împrumuta bani cred că în această săptămână vei atrage reprezentanții sexului opus ca un magnet. Celor singurele este recomandat să profite de acest lucru și să nu refuze ofertele de întâlnire. Una dintre ele se va finaliza în pat. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Pești! Nu ți fie frică de lucruri noi. Activitatea ta te va ajuta să faci fața problemelor apărute, dar este important să aloci timp pentru o adecvată. Vrei să începi viața de la zero? Poți începe luni dimineața. Se pare că vei petrece această săptămână înconjurată de prietenii tăi și de oamenii cu minte asemănătoare. Nu vei ezita să ceri ajutorul acestor persoane pentru a pune în aplicare ideea ta creativă și îndrezneață cât mai curând posibil. Persoanele apropiate vor face tot ce le stă în putință pentru a face proiectul tău un succes pentru publicul larg. Acest lucru va fi startul în ascensiunea amețitoare la înălțimile de faimă și popularitate. În același timp, poți reforma viața personală, brusc și fără nicio îndoială, abandonând afecțiunea iubirii care recent a încetat să îți aducă bucurie și plăcerea. Luni vei supraviețui unui atac puternic al unui deja viu. Confruntată de trecut, poți rezolva ceva în viața ta marți capriciile și schimbările de dispoziție ale altora vor fi obositoare. Miercuri, atitudinea ta poate avea consecințe de lungă durată, deci trebuie să cântărești cu atenție ceea ce spui. Luna plină de joi va aduce la maxim situația asociată cu banii altor oameni sau în comun. Este posibilă divizarea banilor, a proprietății, dar este posibil ca problemele financiare să rămână cele mai arzătoare în următoarele săptămâni. În weekend poți evada din realitate. Poți avea un moment de uimitoare creștere a intuiției până la clar vedere, dar în problemele de zi cu zi nu te vei deosebi prin judecăți sănătoase. Cel mai bine este să dedici weekendul odihnei și visării. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!